Partidul Socialiștilor, cu cea mai mare fracțiune. Cerem în mod categoric din partea președintelui desemnarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru până pe data din 1 februarie. De ce până pe 1 februarie? Pe 1 februarie se deschide sesiunea parlamentară. Noi pregătim mai multe inițiative, inclusiv care se vor referi și la actualul președinte. De ce are timp, 2 săptămâni, apucați-vă de lucru. Aveți 2 săptămâni să înaintați candidat la funcția de prim-ministru. Pe urmă să nu spuneți că nu v-am preîntâmpinat. Și doi. Mâine dimineață colegii mei o să adreseze la Curtea Constituțională pentru ca să solicite poziția Curții Constituționale referitor la 2 întrebări. Prima, care este termenul maxim când președintele țării este obligat să înainteze candidatură la prim-ministru după demisia guvernului? Amintesc, demisia guvernului Chicu pe data de 23 decembrie. Nu poți la infinit să aștepți. Trebuie să fie termen limită. De aceea, prima întrebare mâine pentru Curtea Constituțională, care este termenul când președintele este obligat? Și a doilea, care sunt sancțiunile pentru președintele țării în caz dacă nu înaintează candidat la funcția de prim-ministru? Și eu sunt fier convins că în fața președinției, noi și eu împreună cu colegii și împreună cu mii și zeci de mii de oameni vom fi la proteste. În caz dacă președintele în continuare încalcă Constituția țării.